O delegație de studenți de la școala de poliție din Han, Germania, a vizitat școala Vasile Lascăr din Câmpina. Timp de o săptămână, aceștia au participat la activități practice, au observat modul de lucru al cadrelor didactice de aici și au vizitat zona. Colegii noștri germani au fost încântați de timpul petrecut și de activitățile desfășurate. A fost o experiență unică atât pentru noi, cât și pentru ei și ne dorim ca pe viitor să revină cu drag. Nu este primul an când elevii de la școala germană vin în vizită la Câmpina. Schimbul de experiență între cele două instituții de învățământ este benefic și asta o spun și ei. Sunt elev al școlii de poliție din Han și am venit pentru un schimb de experiență în România. Mă bucur foarte mult că suntem aici și sper să revenim la școala Vasile Lascăr de la Câmpina. Nu există diferențe între școli. Toate cursurile sunt la fel, chiar și cele de tactică, armament și pregătire sportivă. Ce facem noi se face și aici. Cel mai mult ne-a impresionat disciplina, prietenia și ospitalitatea de care ați dat dovadă. Probabil că și elevii câmpineni vor întoarce această vizită, o experiență plăcută pentru toți cei care au participat la activitățile din întreaga săptămână.